Salutare tuturor, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod foarte, foarte special. V-aș ruga să nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like și de subscribe dacă mai vreți episoade în continuare, pentru că este Crăciunul, ok? Astăzi este Crăciunul, la mulți ani, de fapt și la mulți ani, că vine și anul nou și Crăciun fericit tuturor, nu știu ce ani, la mulți ani neapărat, dar asta a fost primul meu instinct. Și astăzi o să jucăm Minecraft, dar eu sunt Moș Crăciun, fraților, ok? Poate nu arăta Moș Crăciun, am o barbă, dar nu e atât de albă ca lui, dar astăzi o să ne jucăm noi cu niște jucării de-a lui Moșu, practic, adică voiam să vă readuc aminte că avem și un cod de reducere pe energiile, bă, în cazul în care vă interesează să vă luați și voi GIF-ul ca să vă începeți dimineața cum trebuie și am forță, aveți 12% reducere pe energiile, aveți acolo un link în descriere, deci ar fi drăguț să vă uitați pe acolo pentru că chiar e ce trebuie. Și hai să vedem despre ce e vorba, practic. Avem aici un chest pe care l-am pus eu dinainte ca să vă prezint cam care sunt itemele, frate, hai să vedem. Deci avem așa. Avem sania lui Moșu, fraților, deci efectiv e sania lui. Ce mai vrei de la viață? E o sanie a lui Moșu. Adică, pe bune, ce poți să vrei mai mult de atât? Bun, trecem mai încolo. Candy cane bazooka, efectiv o bazooka care trage cu candy cane. Știți voi ce sunt alea? Nici măcar nu știu cum vin în română. Ce înseamnă candy cane? D-alea, acadele din alea, știți ce zic? Ok, ați înțeles ideea. Și avem sack of presents. Deci, practic, aici avem un sac plin de cadouri care se craftează așa. Deci, Sania se craftează așa, bazooka se craftează așa și prezentul ăsta se craftează, uite, așa, cu un chest și paper. Bun. Acum, logic că eu sunt mult prea leneș să stau să fac toate astea, așa că... Wow, uite încă un chest cu tot ce aveam nevoie pentru clipul ăsta, mă rog. O să ignorăm tot ce se întâmplă aici și o să luăm toate cadourile astea, pentru că mie îmi plac cadourile, frate. Și spuneți-mi în comentarii ce ați primit de Crăciun cadou. Nu știu dacă... Azi e 24. Azi e Crăciunul sau e mâine? Azi e ajunul Crăciunului și mâine, cred că în seara asta, gen, o să primiți cadourile. Dar nu contează, ok? Nu contează nimic. Avem Sania lui Moșu, avem Candy Cane Bazooka. Și, sincer, aș încerca... Mamă, cum se vede Sania asta, ești nebun când o ții așa mână. Aș încerca totuși să deschid niște cadouri, să vedem care e faza. Cât de OP sunt cadourile astea, e întrebarea mea. Hai să vedem. Ce poate să-mi dea mie Moșu? Deci doar cu un chest și niște paper. Bă, ok, wow, stai așa, eu cream că mi-a dat chestii proaste. Deci, în primul rând, mă rog, mi-a dat și niște rotten flesh, că nu prea am fost cu mintea anul ăsta. Asta e și niște semințe să le sparg în fața blocului, cred că de-aia mi le-a dat. Și avem Totem of Undying, ești nebun? Totem of Undying, așa, casual. Și un netherite ingot, pe care nu o să-l folosim, pentru că nu avem chestii de diamant. Dar o să deschidem așa, fiți atenți, o să deschidem 3 cadouri. Bă, ești nebun? O să mi-a dat doar săgeți, bă. O să deschidem așa. Ia. Elf spawn egg? What? Ce bă ăsta, Rodby, Santa's elf? Eu zic cum face? Cum a... What the fuck? Și vine după mine, oare? Nu, merge de nebun. Bă! What the fuck? Ok, ok, hai să ignorăm asta. Bă, dar vreau și ceva de mâncare. Îmi dă și mie ceva de mâncare, mai mulți elf. Bă, vreau și ceva de mâncare. Ah, gata, mulțumesc, m-a auzit. Asta, mamă, dar urât fac. Stai, mă, să-i dau mai încet. O, bă, nebunilor. Ia. Ce, doamne, ce ciudat e. Ok, avem și niște mâncare. Hai să testăm ce așteptăm cu toții. Deci eu chiar sunt curios cum funcționează Sania asta. Deci eu doar am pus itemele gen ca să vă arăt crafting-ul și astea, dar eu vă jur că nu am folosit Sania asta până acum. N-am nicio idee ce o se întâmple. Boing. What? Ok. Și? Cum merge? Drr. Hai. Cum merge, bă, Sania? Oh! What? Deci unde mă uit eu merge? Ești nebun și zbor cu ea așa? De nebun? Ok, și cum aterizez? Stai. Bun, deci avem Sania. Mamă, dar eu aud pe ăștia. Băi, ia. Stai așa, nu mai râdeți, mă. Stai așa. Și acum mergem aici. Hop, și aterizăm. Oh. Hai, mă, că e simplu. Gata, mă, te... Aolo, stai că-s mobi aici. Fugiți, bă. Wow, ok. Asta e jai destul de tare. Uitați-vă la mine. Ok. Hai să găsim un loc bun unde să aterizăm. Vreau să testez Candy Cane bazooka asta, frate. Bine, ar fi drăguț să... Ok, o să barcăm Sania aici. Știu că pot să o iau gen ca pe barcă. Cred. Sau îmi trebuie... Cred că îmi trebuie gen unelte ca să-i dau o bucată. Parcă așa am văzut că scria pe acolo pe... ăla. Dar
Bă, e interesant deja, deja îmi place, dar trebuie să facem puțin survival ca să, ca să meargă treaba, așa că trebuie să luăm și noi niște lemn și chestii, dar deja îmi place. Vreau să testez asta, dar ne trebuie candy candy în cadourile astea, dar încă nu le deschidem, fraților. Încă nu le deschidem. Stați un pic, nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți, ok? Deci aveți încredere în mine, facem... Ulu, voi mamă, ce se întâmplă? Bă, bă, dar Crăciun, tu dai moșul, ce faci? Doamne, trebuie să-mi fac un de la de Moș Crăciun, frate, un costum. Am doar fular și chestii. Bă, capa asta e de la Halloween. Voi vedeți că n-am mai schimbat-o de la Halloween. Doamne, m-am pregătit pentru clipul ăsta. Bă, mi se sparge pickaxe-ul pe ăsta. N-am văzut, bă, așa ceva. Ok, uite o oaie. Oaie neagră a familiei, ești nebun? Ok, stai așa, că-i dăm și ei bucata. Așa, da, tată, niște mâncare. Bun, 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 fiți atenți, facem repede rost de niște stone ca să ne facem niște unelte, ok? Deci întâi vreau să ne facem unelte ca să avem ce ne trebuie și după o să vedem și cum funcționează cu Candy Cane Bazooka, nu știu exact cum funcționează, dar s-ar putea să fim foarte OP și cu elfii aia, cred că ne ajută elfii, sincer, adică ar avea sens să ne ajute, nu? Cred că ăsta e tot scopul lor, dar ok, cred că... Cred că avem destule, avem, sigur avem destule. Deci mergem așa rapid, rapid înapoi. Mamă, ce-mi place textura asta, am căutat și eu Minecraft Christmas texture. Prima chestie, ia uite ce frumos e așa, cu zăpadă, cu frumos. Mamă, ce mă așteaptă caii mei aici. Fiți atenți, deci facem așa. Hai să facem multe bețe și facem... Bă, ce fac mă urât ăștia, stai așa că... Cred că nu i-au zis, cred că s-au prea încet acum, ești nebun. Ok. Și facem așa, facem un X, un pickaxe și ce mai putem să mai facem? Cred că suntem ok. Suntem ok, e decent. Și acum dacă facem așa... Ok. Și ne-a dat înapoi Sania. Ok, nu mă plâng. Nu mă plâng. Ok, hai să-i luăm crafting-ul înapoi. Bun. Și acum vreau să deschidem câteva cadouri. Ok, nu o să mă plâng nici de cadou ăsta. Bă, deja vezi că... E cam forță trident, ești nebun? Mamă, asta e bun. Măcar pe Minecraft să am cadouri așa, ești nebun. În realitate, când o să primești și o tridente și de-astea, ia să aruncăm noi. Bă, netherrightingot ăsta nu o să-l folosesc și mi se pare destul de ironic că arunc eu netherrightingot care e foarte rar, ok? Cred că o să păstrăm tridentul ăsta așa, ca main chestie. Bă, am uitat să așa că eu n-am enchant pe el, am ar... Bă, nu mai avem trident. Aoleu, sunt prea prost. De-aia nu e bine să mă lăsați pe mine cu de-astea. Uite-l! Dă-l încoace! Doamne ferește! Ok, vreau să-i schimb din astea până în pică, frate. Facem keystop. Uite, este mă! Deci fii atenți, Candy Cane RPG. Și acum, în teorie, ar trebui să meargă ăsta, din nou. Nu am nici cea mai mică idee cât de OP e asta sau ce face mai exact. Așa că o să vreau să găsim un mob ca lumea, fiți atenți, vreau să găsim ceva șmecher sau mai mulți mobi sau ceva să testăm asta. Deci ne urcăm în Sanie, am fugit, mamă, e prea ușor de controlat Sanie asta, părea mai complicat prima oară cu cai, cu asta, ziceam că mamă, să vezi ce o stric pe asta, o buguiesc pe aici, stai mă să-mi scot capa, că arată prea ciudat, așa, fără capă, mai frumos, ia uite mă. Ok, hai să găsim niște mob ceva, e seară, n-ar trebui să fie atât de greu, nu? Dar vreau să găsesc așa mai mult, să dau cu ăla, cu bazuca, că e o bazucă, frate, adică ar trebui să fie OP în teorie, nu? Așa mă gândesc, habar n-am. Dar găsim și noi un mob pe aici sau sal? Ia stai mă, ia opriți aici. Oh, hai că ați oprit fix aici, ești nebun? Ia stai, dacă dau așa? Ah, a mers și cu ăsta, bun. Avem niște vaci. Ok, vacilor, îmi pare rău că va trebui să vă sacrific, dar e pentru un experiment social, ok? Deci o să mă duc aici, care, cine vrea, ok? Voi două? Ia. Ok, dar n-am dat pe ele. Dacă dau fix pe ea, ia stai, uite, asta e full HP. Oare o omoară din prima? Nu o omoară, bă, din prima. Ok, e interesant că face... Fiți atenți că... Oulu, stai așa că din nou n-am niciun enchant pe ăsta. Interesant că face groapa asta, dar nu le omoară, adică nu le dă atât de mult damage. Dar e interesant. Ok, muniția pentru asta cred că putem să o luăm numai din cadouri, dacă nu mă înșel. Uite, am mai luat un măr. Hai să mai deschidem niște cadouri. Mamă, dar numai chestii. Ce-mi dă, bă, Rotten Flash? Ce fac cu Rotten Flash-ul? Eu sunt de Rotten Flash. Uite așa. Și mai luăm niște muniție și chestii. Da, tata, asta îmi place. Ia, uite, mă. Doamne. Mă, era mișto dacă puteam în... În asta nu avem cum să avem un spațiu de depozitare, nu? Sau ceva. Sau în ăștia trebuia să avem ceva, un spațiu de depozitare. Cum era să ne plim... Mamă, cum arată sapling-ul de ou cu textura asta, ești nebun? Era caternică dacă aveam un spațiu de depozitare. Hai să mergem, fiți atenți, luăm trăsura. Bă, stai mă, nu vă supărați pe mine. Așa,
Și văzusem pe aici, văzusem unde era mai devreme un început de... Uite pe aici, ia, opa, ușor, ușor, stați așa că a venit moșul. Ia, stați așa, bam, luăm asta, da, tată, ok, deci avem să ne... Mamă, avem și lead, nu ne trebuie bă lead. Lăsați-mă cu lead-ul, de fapt, poate... O să-l păstrez, cine știe. Bun, mai facem așa, mai luăm niște chestii, lava bucket, bă, sunt prea OP chestiile astea. Mamă, hai că mi-a dat căul cu dirt, hai că am fost cu mintea anul ăsta, dacă e... Hai că am fost, mamă, dar mi-a dat ceva dirt. Ok, mă... Oh, block of diamond! Mamă, moșule, ce tânăr ești! Ok, ok, n-o să mă plâng, n-o să mă plâng. Ne facem niște chiloți. Ok. Și o să facem... O să facem totuși un pickaxe ca să spargem repede pe aici. Mamă, ce mișto arată și brazii cu ăsta. Bă, arată prea, prea cate pincă. Ok? Perfect, și pot să-mi fac din ăștia de leather așa. Și gata, eu sunt moșu, chat. Eu sunt moșu, uitați-vă la mine. Ăsta e moș Crăciun de buget anul ăsta. Asta e. Ok. Deci, avem așa. Avem bam. De fapt, puteam să fac din ăștia așa, dar... Și pierde farme cu oare să lăsăm așa. Hai că lăsăm așa că parcă arată mai bine totuși. Hai să scăpăm de toate itemele astea. Deci avem o groază de iteme super super șmechere. Dar avem și niște iteme cu care nu prea avem ce face. De exemplu chestiile astea. Bam. Aruncăm și astea două. Mai avem o groază de cadouri de deschis. Deci mai am ceva cadouri. O să iau asta înapoi că probabil o să ne trebuiască. Mai deschidem câteva cadouri. Doar așa înainte de a... Mamă, îmi dă semânță mie, ești nebun. Mai deschidem... Mamă, hai că am lăudat cadourile astea până nu mai dă nimic. Ia. Ok, îmi dă elfi din ăștia mulți. Mamă, am 20 de elfi, ești nebun. Bun. Acum hai să aruncăm aici ce ne trebuie. Deci, practic, o să facem ceva de genul... Bam. Aruncăm și ăsta că n-avem timp de așa ceva. Și facem așa ceva de genul. Hai că au luat foc dacă e... Și acum ne facem inventarul, fiți atenție, asta nu o să ne trebuiască. Deci mai avem câteva cadouri, le păstrăm pentru mai târziu, ok? Mai avem 5 cadouri. Am deschis la cadouri, dar mă doare capul. Un inventar de cadouri și ne punem așa. Avem prima oară tridentul, că e OP, după aia bam ăsta, trăsura o lăsăm și noi la urmă. Candy cane, bazooka ăsta o să avem nevoie acum. Vreau să vedem să explorăm mina asta cu ajutorul elfilor, frate. Nu vreau să mă bat eu, vreau să las elfii să văd dacă luptă pentru mine. Deci ăsta este experimentul meu pe clipul de astăzi, dar ce dificultate e? Hai să dăm pe hard, frate. Vreau hard, pentru că eu sunt moș Crăciun, efectiv, n-ai ce să-mi faci. Dar nu găsesc mobi. Adică, în mod normal, aici e întuneric rău, doar că mi se vede mie pe textura așa mai mai luminos. Dar aici ar trebui să fie gen super întuneric. Wow, cum arată creeperul, ești nebun? Mamă, dar așa, cred că explodează mai repede. Ia mă, hai, du-te pe el. Ia, dacă-l bate, cred că. Nu, nu-l bate, se ia cu el în brațe. Ce face, bă? Nu pot să cred. Ia stai, de la apă oare? Cred că e confuz de la apă. Bate-l bă pe creeper. Mă, elfii ăștia-s degeaba. Doamne, moare moșu, bă. Că-l bubuie acum, na. Vino, bă. Ia, tași că a murit. Și mi-a dat cadouri. Wait, aulă, stai acolo, stai acolo. Bum. De ce aveam cadouri, gen? Stai așa că nu înțeleg. Dacă dau cu ăsta pot să... Mamă, cât damage mi-a dat. Mie ce-mi dă bă atâta damage și nu pot să omor o vacă dintr-o bucată, că nu înțeleg. Bă, ce... Mamă, ce râd mă ăștia non-stop. Vai, mamă. Uite-te și tu că... Sunt creeperi în libertate și ăștia arăt pe aici. Bă, elfii ăștia sunt degeaba, trebuie concediați de urgență. Toți ești nebun. Doamne, alt creeper. Bă, dar numai creeper sunt aici. Dar stai că nu înțeleg... Aolo! Mai, mamă. Stai că nu înțeleg că mai devreme dropase cadou, dar nu știu cum. Mă... Sau oare elfii au dropat cadou? Pentru că am omorât vreunul din greșeală. Ia muriți, bă. Mamă, dau viață, frate, nu glumă. Muriți, bă, ce se întâmplă dacă mor elful? Cred că îți dropează cadou. A? Cred că s-ar putea chiar să dropeze cadou, bă, bag unde ăsta, că eu mor pe aici, ești nebun. Stai așa, hai să facem un experiment. Deci luăm unde ăsta, îl punem aici, nu mai are unde să mai fugă de aici. Și dăm așa bucata, bam, bam, bam. Da, mă! Deci dropează cadou, ești nebun, elfii. Deși elfii dropează loot de cadou, ești nebun, iau te Ender Pearl și ce mai luat de la el? Am luat mai multe chestii, oricum. Ok, poate găsi și niște diamante pe aici. Bă, îmi place textura asta, uite și pe asta. Ia să că folosim noi bazooka asta. Bom! Uite, bă, că pot să-l luat din prima, ești nebun?
Păi și vaccinele ce aveau, măi? Aveau super puteri, eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Ok, poți să găsești și niște diamante așa Crăciun, adică nu prea am diamante, asta este, adică mă înțelegeți și pe mine, nu? Hai că mă înțelegeți dacă e. Stai așa, hop, cobor și eu aici. Buenas dias, yes, yes, por favor. Ha! Mamă, ce satisfying e chestia asta, jur. Ok, deci observ că dacă dau bine pe ei... Uite, lui ăsta nu i-am dat atât de mult damage, dar pe ăștia mă mor dintr-o bucată. Oare contează să fiu la distanță mare? Acum mă gândesc că parcă pe ăștia mă mor la distanță mai mare. Ia, hai să facem un test, fiți atenți. Deci, o să luăm un elf și o să-l punem aici. Deci, noi facem teste numai pe elf, ești nebun? Ăsta, ăsta e Moș Crăciun adevărat. Asta e. Ia să vedem, dar sper să nu mă omor eu ca prostul. Că există o posibilitate, nu zic nu. Ce ziceam? Ce ziceam? Bine că aveam totemul ăla. Ok, stați așa că nu e bine cu bazuca asta. Trebuie să facem aici mai mult loc. Stai mă așa, vreau și eu să testez ceva. Se poate să nu mă omor singur? Gen, este posibil, dar vreau să fiu aproape de el, gen, când dau. Ia. Oh! Ok, am murit dintr-o bucată și eram relativ aproape, dar acum mai am două inimi. S-ar putea să nu mai trebuiască să mă joc cu bazuca asta. Și deja mi-e frică. Dați-mi, bă, mai dați-mi... Ok, un enchanting. Ok. Un enchanting. Random, așa. Pot să enchantez și eu bazuca? Hai că pot să o enchantez dacă e... Cum era? Oare mă lasă? Hai că mă lasă. Mă lasă să enchantez ceva gen... Nu mă lasă, nu? Ce sens ar avea să enchantez ceva gen... Altceva în afară de ce pot să enchantez în mod normal? Nu știu, puneam și un enchant pe Sunny. Crafting-ul nu mai am. Mamă, frate, ce nu mai am crafting-ul? Mamă. Hai că mai deschidem și cadourile astea, vedem ce o fi. Ce o fi, o fi, ești nebun? Este, mă, asta voiam un măr din ăsta OP. Ok, nu mai am... Mamă, fiți atenți că nu mai am crafting ca să-mi craftez și eu chestii cu diamantele astea. Cum ar trebui să fac rost de un crafting? Ce vrea ăsta de la mine? Că mă enervez și scot bazuca. Câte gloanțe am? Mamă, am luat gloanțe, dar nu mai știu de ei. Mai mă ban numai cu bazuca eu. Ia, stai acolo, nebunule. Uite, uite că i-am dat one shot dacă dau fix pe el. Sau nu știu cum... Sau trebuie să-i dau la picioare, oare? Cum e bă, dar cu asta poți să-i și minezi, cred că. Ia stai, hai să luăm elfii. Să-i spawnăm pe aici. Îi luăm la bătaie. Pentru că moșul e agresiv anul ăsta, ești nebun? Stai așa. Bă, stai mă pe loc. Mamă, ce râd ăștia. Doamne, nervoanți elfii ăștia. Să mai facem rost de niște muniție de-asta. Uite că dropează pentru bazucă. Fiți atenți de nu minăm cu bazuca. E noul meta. Așa se minează în 1.18, ești nebun? Ia uite și pe ăsta. Hopa. Ia, hop. Ia, ia. Oh! Oh! Bă, ce-mi place bazuca asta. E prea, prea caternică. Dacă vreți să vă jucați și voi modul, o să-l aveți în descriere datapack-ul. E un datapack. Deci, o să-l aveți și pe ăla în descriere. Stai mă așa, stați un pic, stați un pic. Eu nu vreau ceartă. Înțelegeți? Cam asta este faza. Eu nu doresc ceartă cu dumneata. Ok? Lăsați-mă în pace puțin. Am puțin... lapis. Stai așa că ne trebuie lapis. Bă, stați-mă un pic. Bă, stați un pic că deja sunteți nesimțiți. E că dau așa în voi. Ia că dau și în ăla. Luci, am dat. Bă, și lapisul meu l-am spart. Mamă, sunt prea prost. Ok, nu contează, nu vă faceți grijă. Am totul sub... ba nu, e acolo. Am totul sub control. După cum ziceam, luăm lapisul de aici, fiți atenți. Și acum avem destul lapis. Mamă, îmi place și XP-ul că e de Crăciun, ești nebun. Bun. Și luăm asta și facem așa. Boing. Și punem... Ce punem? Hai să punem armura. Mamă, poate mă omoară ceva acum că nu se poate. Protection 1. Mamă, pog, ești nebun. Facem așa. Protection 1 și pe ăsta. Și punem și pe trident. Impaling. Nici nu mai știu ce înseamnă impaling. Niciodată n-am știut astea pe trident. Dacă nu știu, sunt mare noob. Dar nu pot să folosesc diamantele, frate, că mi-am uitat crafting-ul. Cum am uitat crafting-ul? Ok, nu contează, știi ceva? Acum, fiți atenți, la ce strat suntem? 14. De aici încolo ar trebui să găsim diamante. Putem să folosim bazuca ca să săpăm după diamante, ok? Vreau să mă uit puțin în jur. Mamă, asta mă bubuie de nu mai știu de mine. Ok, cred că bubuie mai repede dacă ești pe hard. Așa am observat. Eu nu prea m-am jucat pe hard. Dar acum observ că bubuie parcă mai repede. Ia stai mă acolo, stai mă acolo, n-auzi? Stai bă așa! Ia uite bă, l-atacă pe moșu. Eu am elf, dar degeaba i-am spiritușii mei. Spiritușii mei n-au chef de nimic, ești nebun, ia uite-i. Sunt aici la mișto, aici. Sau, cred că se bat cu alți... Oh my god, nu! Cred că bat alți playeri, spiritușii gen. Ia uite cum fac. Stați mă așa, stați așa. Nu, fii atent, am un plan, am un plan. Hă? Stai!
Du-mă acolo. Oh! Eu te-l pe moșu cum minează. Așa se minează. Așa minează Moș Crăciun după diamante. Ha-ha! Ce caterincă e, uitați-vă la asta. Wow! Oh, un creeper pe aici. Nu! 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 Ok. Ok. Stai așa că s-a rușinat Sania. Mai, mă, ce era să mor aici, că se blocase Sania. Ok. Nu mai sunt creeper, sper că. Stai, mă, hai să întoarcem, hai să întoarcem. Bam. Stai că am văzut ceva pe acolo. Stai, stai, stai. Au! Uite, aici. Vreau să intru aici, se poate? Nu pot să sap. Bă, dar nu se poate, vreau să intru acolo. Vreau să intru aici. Mamă, hai că am mai intrat aici, să spar și Sania, nu contează că am intrat măcar. Ok. Fiți atenți aici, vă învăț eu care e meta-ul. Deci facem așa, mergem cât mai jos posibil. Boing. Mi-am spart capul, nu contează. Dați-mi ceva de mâncare. Hai că am ceva de mâncare, dacă e. Stai mă așa. Au. Uite, mare creeper. Bă, da, și aici. Bă, da, peste tot, bă, băiatule. Stai așa că mi-e frică să dau cu asta. Stai mă așa, stai așa, stai așa că eu mă omor singur dacă dau cu asta acum aici, nebun. Stai așa, stai așa, stai acolo. Nu ți-ar fi rușine ce vii după mine. Ia. Mamă, mi-e frică să dau cu asta. Stai așa că nu e bine aici. O să mă omor ca fraierul. Ia, stai. 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 Hai, mă, de aici. Mamă. Hulu. Ok, și acum dacă facem noi ceva de genul și mai dăm încolo. Mamă, stai așa că mori, ești nebun. Mai băgăm un de-asta. Fiți atenți, trebuie să ne luăm puțin gen un avans din ăsta așa. Boing, așa, gata. Și acum minăm. Și așa se găsesc diamante. Fiți atenți cum se găsesc diamante. What? Ah, cred că am spart mapa aici, nebun. Ah, mă, dați-mi diamante. Așa se găsesc diamantele. Fiți atenți că vă învăț eu acum. Vă învață moșul. Câte de-astea mai am? Ah, am destule. Hai. Lapis. Hai, mă, diamante. Fiți atenți aici cum se face. Vă învăț eu. Și ca să meargă treaba, spawnăm și niște elfi din ăștia. Mamă, ce e aici? Fiți atenți. Și mergem acolo sus. Ia uzi cum fac, doamne. Plecați, bă, de aici, nebunilor. Ia uite-i. Ok, stai așa că vreau aici. Mamă, enchanted golden apple. Lol, și diamante și chestii. Stai, mă, diamantele l-au dropat ei să le-am găsit eu, că eu nu știu. Bă, pleacă-mă de aici. Cred că l-au dropat ei, sincer. Mamă, avem și un enchanted golden apple. Bă, ce n-avem, e întrebarea. Ok, stați așa, stați așa, părând. Frumos. Câte de-astea? Bă, mai dați-mi de-astea, mă, muniție. 28. Și acum trebuie să găsim diamante. Asta îmi doresc eu. E ultimul goal din viața mea. Hai, mă, dați-mi diamante. Spameze așa și alea sunt. Ia. Uite, diamante. Gata. Așa se minează diamante și acum facem așa. Boing. Gata, astea-s diamantele. Deci merge tactica lui Moș Crăciun 100% de minat diamante. Deci uitați-vă și voi, minezi așa, n-ai nicio treabă și găsești diamante 100%. Așa se spune. Ia uite, da, tată. Hai mă, mai găsim ceva sau sal? Hai că mai găsim dacă e. Au ajuns la bedrock. Mamă, nu cred că mai dă. Nu mai vrea să mai-mi dea chat. Gata. Astea au fost diamantele, dar cred că am mai găsit acolo cu spiridușii, dar n-am apucat eu să văd că spamam prea rău. Deci cred că cam asta e faza cu Moș Crăciun pe anul ăsta. Ce părere aveți de moșu? Eu am fost moșu anul ăsta. Ziceți-mi ce părere ați avut despre Moș Crăciun. Uitați-vă și voi, mare Sani aici. Și dacă vreau și mă enervez, îmi pun Sani aici și am plecat, ești nebun? Gata! Nu mă mai interesează de nimic în viață, ia uite-mă. Hai că intră caii pe aici dacă e. Bun. Cam atât a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut, sincer. Bă, mor aici, ce se întâmplă? Care trage mine? Că bag unde ăsta dă. Cam atât cred că a fost cu acest episod mai special așa de Crăciun. Am încercat să vedem care e faza cu moșu. Cam asta se întâmplă în viața lui moșu. Nu știu, elfii lui nu-l ajută. E greu să fii moșu, n-ai ce zice. E mult prea greu. Așa că lăsați-mi acolo în comentarii ce părere ați avut de data pe cursa. Dacă mai vreți să mai facem chestii de genul, v-am spus, nu uitați și un like și un subscribe dacă n-ați făcut-o încă și v-a plăcut. Pentru că chiar mă ajută super, super mult. Bag o cărniță și eu v-am pupat și ne vedem și noi data viitoare. Și pa, și pa!